preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Weekend. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. A fost lansat volumul Culegere de folclor din Hodac, scris de Ilie Frandăș și Maria Pop. Manifestarea cultural-artistică folclor-poetic a fost găzduită vineri 27 februarie de Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin. Pe lângă prezentarea cărții, cei care au participat la eveniment s-au bucurat și de un recital oferit de soliștii Leontina Pop, Doru Pop și Anca Făgăraș. Un alt izvor scris va rămâne mărturie pe veci în fața viitoarelor generații. Este vorba despre volumul Culegere de folclor din Hodac din anii 1967-1979, scris de Frandăș Ilie și Maria Pop. Aici, lumea satului este încondeiată în versuri și în cântec. Cartea a fost lansată vineri 27 februarie pe scena Casei de Cultura Tineretului George Enescu. Manifestarea culturală a cuprins și momente artistice cu jocuri și muzică populară. O publicație care are în vedere creația spirituală din zona, mai precis de pe Valea Gurghiului, din comuna Hodac. Este realizarea a doi intelectuali reghineni. Materialul este unitar și are o acuratețe deosebită. Este multă lirică populară. Și între acestea, niște creații care au fost mai puțin prezente în culegeri. Aceste bocete de îngropăciune care au un zbucium, o trăire aparte. Manuscrisul cuprinde așa numitele cântări de mort din Hodac, dar și colinde din zonă. Volumul vine să completeze astfel zestrea acestei comune. M-am întâlnit cu doamna Popa anii trecuți și dumnea ei avea un manuscris cu cântările de mort. Atunci când am văzut manuscrisul cu cântările de mort, am zis că e păcat să se piardă aceste... ce avem noi deocamdată, amândoi. Și atunci am reușit să facem cartea asta. Cartea asta e o părticică din ce, pentru că Hodacul este o vatră folclorică extraordinară, ca de fapt întreaga Valea Gurghiului. Și atunci consider că această carte este un început. În carte sunt și câteva fotografii vechi, una din 1910 cu echipa de călușari din Hodac și câteva alte fotografii din Hodac, pentru că din totdeauna frumosul, hodăceanii au fost iubitori de frumos și atunci lor le-a plăcut să fie mândri și atunci s-au luat în chip și chipurile alea noi am încercat să le punem în carte. Coautoarea Maria Pop este la prima lansare de acest gen. La debutul editorial, profesoara și-a arătat bucuria de a putea împărtăși iubitorilor de folclor rânduri de obiceiuri și tradiții hodăcene. Am devenit culegătoare de folclor începând din anul 1967. Ocazional, când s-a ivit momentul, am așternut pe o hârtie câte un vers, câte o strofă dintr-un cântec, chiar câte un cântecel și câte o povestioară și ce mi s-a ivit între timp de ampules. Am reușit până astăzi să culeg și să am mult material folcloric. În cartea care s-a editat este numai o parte din folclorul pe care l-am eu. Evenimentul folclor poetic a cuprins și un recital susținut de soliștii Leontina Pop, Doru Pop și Anca Făgăraș. Le mulțumesc din tot sufletul meu, domnului Frandeș, doamnei profesoare Pop. Eu nici nu vedeam acest tablou fără Leontina Pop și Doru Pop, pentru că și la capătul pământului, oriunde m-am dus, am dus de pe Valea Gurghiului cântecele, costumul, doinele, învârtitele, pricesnele, colindele. Oamenii care slujesc folclorul românesc, mai ales că este vorba despre lansarea unei cărți
care vorbește despre ceea ce înseamnă locul meu natal, Odac. Și mă bucur din suflet să fiu alături de doamna Maria Pop și de domnul Frandeș, care își lansează această carte. Fiindcă bunul nostru prieten și coleg de ansamblu, domnul Frandeș, își lansează o carte, voi interpreta câteva melodii din repertoriul meu și voi dansa alături de ansamblul Doina Mureșului. De asemenea, au urcat pe scenă ansamblul Doina Mureșului și Hodăceana. Manifestarea a fost organizată de Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local, Despărțământul Reghin al Astrei, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu și Primăria Hodac. Cea mai mică rată de sărbătorire a zilei de naștere de 1 la 4 o au cei născuți pe data de 29 februarie. Aceștia primesc urări și cadouri de la cei dragi fie pe data de 28 februarie, fie în prima zi a lunii martie. Cu o astfel de situație se confruntă și reghineanul Iuniu Banga, care în teorie va atinge vârsta majoratului la 72 de ani. Mulți dintre noi ne întrebăm cum își sărbătoresc ziua cei născuți în data de 29 februarie. Anul acesta, luna februarie, se oprește la ziua cu numărul 28. O situație deosebită pentru cei care ar trebui să își aniverseze ziua de naștere pe 29 februarie, care se întâlnește o dată la 4 ani. Există și la noi în municipiu asemenea cazuri. Așadar, vă invităm acasă la reghineanul Iuliu Banga. Brutar timp de 43 de ani, astăzi pensionar și fericit că este înconjurat de o familie frumoasă care i-a pregătit cadouri, chiar dacă, în teorie, ziua lui nu există anul acesta. Sunt Banga Iuliu, născut în anul 1948, 29 februarie. Atunci, vârsta dumneavoastră astăzi, care este? Anul viitor împlinesc 17 ani. Practic, nu ați ajuns la vârsta majoratului. Practic, nu. Nu, practic, că... Dar normal am 67 de ani. Și odată la 4 ani vă reuniți în data de 28 februarie. Da, odată la 4 ani, da. Și mai mult bucuroasă nevasta mea. Că nu trebuie să e cadou numai în fiecare 4 ani. Și ăsta e un câștig pentru ea, zice numai așa din glumă. Vă considerați un ghinionist pentru că nu puteți să primiți atâtea cadouri în fiecare an? Nu mă consider ghinionist, că cadourile oricum vin. Chiar dacă spun că în anul ăsta nu o să primesc, din glumă, dar cadourile vin în fiecare an. Pe de altă parte, sunteți fericit că nu trebuie să faceți pregătiri prea mari și nici cheltuielile nu vor veni, prin urmare, pentru o anume petrecere. Da, pregătire face nevasta mea și cheltuiel, adică nu facem așa petrecere mare, numai așa între familie. Vă simțiți bine la această vârstă? Pot să zic că mă simt bine, mă simt, sunt pensionar. Apoi pot să zic că ziua asta de 29, așa... Colegii mei care nu m-am întâlnit de vreo 10-15 ani, dar când anul este de 29, întotdeauna mă sună și mă felicite. Nu uită ziua asta deloc. Am colegi care în fiecare când anul de 29, atunci vine în minte că Giulio are ziua de naștere și mă sună. Așadar, în 28 aveți o zi liniștită? Liniștită, da, așa cum spuneți. Dar nu, că mai sunt și alții care mă sună în 28, dar sunt care mă sună numai în data de 29. Că atunci, normal, atunci am ziua de naștere. Mulțumim tare mult pentru timpul acordat și să ajungeți cu bine la vârsta majoratului. Vă dorim din partea redacției și a televiziunii de Reghin TV multă sănătate, știu că aveți nevoie, multă putere de muncă, o familie minunată de care să aveți grijă și care să aibă grijă de dumneavoastră și la mulți ani. Mulțumesc foarte frumos și pentru dumneavoastră să aveți sănătate și să mai veniți pe la mine și când împlinesc 25 de ani.
Oamenii de știință au calculat care sunt șansele ca o persoană să se nască pe 29 februarie, una la 1461 de persoane. Și tot ei spun că cei născuți pe această dată, teoretic, ajung să-și sărbătorească majoratul abia la vârsta de 72 de ani. 1 martie este considerată prima zi de primăvară. Tradiția cere ca în această zi să dăruim un mărțișor celor dragi. Legendele sunt multe, iar semnificațiile pe măsură, spun etnologii. Șnurul mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a vitalității femeii. Roșul cu albul înseamnă înțelepciunea bărbatului. Din timpuri străvechi, prima zi a lunii martie a fost înzestrată cu semnificații mistice, referitoare la bunăstarea preconizată pentru anul în curs. Mărțișorul, un obiect artizanal însoțit de un șnur alb și roșu, joacă rolul unui talisman protector care echilibrează lupta dintre bine și rău. Mărțișorul sau sărbătoarea mărțișorului este una dintre cele mai frumoase datini românești. Mărțișorul, în general, este considerat ca simbol al primăverii. Mai mult, modul în care este el alcătuit, șnurul acela alcătuit din două fire, unul alb și unul roșu, sugerează chiar acest lucru, și anume albul este culoarea zăpezii, puritatea, gingășia, dar este și sau simbolizează și înțelepciunea bărbaților. Iar roșul este puterea soarelui, care începe să crească acum de la 1 martie, pentru că vine primăvara. Simbolul sângelui, deci a vieții, și atunci implicit cea care dăruiește viață este femeia, simbol al fertilității, și atunci mărțișorul este simbioza. Câte bordee, atâtea obiceie. Acest proverb se reflectă și în legenda mărțișorului, care spune că de 1 martie fetele trebuie să dăruiască un asemenea talisman băieților. Legende sunt mai multe despre mărțișor. E și legenda potrivit căreia soarele ar fi fost furat de un zmeu și închis și atunci s-ar fi găsit un fecior minunat, curajos, un flăcău frumos, care s-ar fi încumetat să meargă și să salveze soarele, s-a luptat cu zmeul, a reușit să le libereze pe soare, dar a fost rănit și i s-a sfârșit viața, iar ultimile picături de sânge s-au scurs pe zăpadă și au topit zăpada. Și de acolo ar fi ieșit primii ghiocei, primele flori ale primăverii, care simbolizează venirea sau începutul primăverii. Și de aceea se spune că fetele sunt cele care oferă mărțișoare, pentru că le oferă în ideea respectului și a recunoștinței pentru acel flăcău minunat care le din nou lumina pe cer. Dacă tot vine luna martie și bate la ușă, vreau din tot sufletul să urez tuturor femeilor un sincer la mulți ani și sănătate și noroc din partea lui Doru Pop. Am o plăcere de a purta și astăzi, pentru că se apropie imediat mărțișorul, uitați și timpul, parcă este o primăvară frumoasă, primăvară o am în suflet și cel mai frumos cadou este când soțul meu întotdeauna nu uită niciodată, cum îi zic eu, sandubneu, și pentru că vorbind cu băiatul meu la telefon, astăzi mi-a oferit două mărțișoare și al treilea din partea nepoatei mele, Alesia Maria. Asta e cel mai frumos, așa că al lui Alesia Maria l-am pus aici. Tradițiile românești dau culoare vieții și conferă legendei mărțișorului marcarea tranziției dintre sfârșitul iernii, anotimpul rece și întunecat, și venirea primăverii, simbolistica renașterii și optimismului. Printre obiceiurile mistice ale lunii mărțișorului, regăsim și legenda babei Dochia. Așadar, să nu uităm să ne alegem babele din 1 și până în 9 martie. Cu mic, cu mare, pasionații de lumea circului se vor putea bucura de un spectacol inedit. Animale, numere de acrobații și multe surprize sunt incluse în programul circului din Ungaria, ce va fi pus în scenă duminică 1 martie de la ora 16 la Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin. Înainte, vă invit să urmărim o avanpremieră a jurnalului de astre.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua de duminică predispune la confuzie în gândire, sentimente contradictorii și sensibilitate exagerată. Într-o astfel de zi nu este indicat să vă ocupați de partea materială a vieții sau să luați decizii importante. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Aveți planuri pentru prima zi de primăvară? Vă invităm la circ! Un spectacol inedit le este oferit reghinenilor. De circul venit tocmai din Budapesta, duminică de la ora 16, pe scena Casei de Cultură a tineretului George Enescu din Reghin. Safari este un circ de familie din Ungaria cu o veche tradiție și promite să răpească multe râsete, emoții și aplauze reghinenilor. Acum a venit băieții din Africa, acrobația din Africa și... trei băieți face acrobație foarte tare și nu ați văzut aici România înainte asta. În cadrul spectacolului puteți viziona numeroase numere de circ, dar și multe animale, crocodili, șerpi de 4-5 metri, anaconda, pitoni albinoși, iguane, păianjeni, tarantule, porci țepoși, pe lângă artiști, clovni și multe alte surprize. Spectacolul va dura o oră, iar prețul va fi de 10 lei pentru copii și 15 lei pentru adulți. Veste bună pentru iubitorii fotbalului. La festivitatea de premiere a Cupei Municipiului ediția 8 de duminică 1 martie sunt așteptate nume grele ale sportului rege. Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu și președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu. 40 de echipe s-au înscris la maratonul fotbalistic de la Reghin. La acest sfârșit de săptămână sunt disputate meciurile la categoriile de vârstă 2002 și 2005. Bine v-am găsit! Duminică cerul va fi în mare parte a zilei senin. Mercurul din termometre ajunge în Reghin până la valoarea de 10 grade Celsius, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 12 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu, președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu, dar și primarul municipiului Reghin Maria Precup, sunt așteptați la festivitatea de premiere a Cupei Municipiului la Fotbal ediția a 8-a. Mâine de la ora 8 până la 6:30, la 6:30 va fi festivitatea de premiere pe terenul mare. Să sperăm și din cadrul Federației vor ajunge oamenii care ne-au promis că vor veni, Belodedici și Vlădoiu, atât și președintele Federației Române de Fotbal. Au spus că dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitoare, sigur, dar îi așteptăm și așteptăm și lumea să vină la această manifestare. Duminică 1 martie, în cadrul Cupei Municipiului, cea de-a 8-a ediție, se joacă meciurile pentru sferturile de finală, semifinală, finală și jocurile pentru locuri. Un adevărat maraton fotbalistic, dacă luăm în considerare numărul echipelor înscrise. Acesta nu s-ar fi putut desfășura fără ajutorul administrației locale, spun organizatorii. Pe această cale vrem să mulțumim Consiliul Local și Primăriei Municipiului Reghin că am putut organiza acest eveniment și celorlalte hoteluri care ne-au susținut la un Pensburg să-i cazăm pe cei veniți. Ediția 8-a a Cupei Municipiului Reghin a ajuns de talie internațională. La categoria 2002 sunt înscrise 16 echipe, una din ele venită tocmai din Ungaria, iar la categoria 2005 sunt 24 de echipe participante. Da, este un turneu organizat foarte bine până în momentul ăsta, din toate punctele de vedere, și la cazare, și la masă, și din punct de vedere sportiv, echipe bune. Îmi face plăcere să vin prima dată la Reghin la un turneu de copii. Sper, chiar le spuneam copiilor înainte de jocuri, că... ar fi a doua, poate mai mare bucurie să și câștigăm turneul de aici, de la Reghin. E o competiție binevenită, o competiție devenită deja tradiție aici la Reghin. Participăm de ani de zile. Este foarte binevenită înaintea începerii campionatului oficial. Jucătorii au dat dovadă de fair play? Da, jucătorii au dat dovadă de fair play. Pe noi ne interesează doar jocul, deci nu ne concentrăm pe alte aspecte, cum ar fi arbitrajul sau
adversarul, ne vedem de jocul nostru, încercăm să ne pregătim cât mai bine. Pentru mine și pentru majoritatea echipelor ar trebui și este o prioritate ca copiii să simtă bine, să crească într-un spirit competițional și să ne bucurăm cu toți de primăvară, de vremea frumoasă și de condițiile extraordinare care le-am găsit la Reghin. Antrenorii s-au declarat mulțumiți de evoluția copiilor, iar micii fotbaliști s-au bucurat de fotbal și sentimentul competiției. Sunt portar și am 11 ani. La ce echipă? La ACS Kinder, sunt Giorgiu de Mureș. Câte goluri ai primit până în prezent? Până acum 4. 4 goluri am primit în prezent. E de bine sau de rău? Păi și de bine și de rău. E un turneu foarte frumos și mă simt bine. Baftă tuturor echipelor. Pe ce post joci tu? Am jucat fundaș și atacant. De ce fundaș? Și câți ani ai? 9 ani. La ce echipă joci? Kinder. Îți place fotbalul? Da, foarte mult. Păi, nu știu, îmi place, sport de bărbați și... În weekendul 7-8 martie, Cupa Municipiului la fotbal va continua cu meciurile în care vor juca cei din categoria 2001, 2004 și 2006, la care sunt înscrise peste 30 de formații. Câștigătorii vor primi ca în fiecare an premii care să îi bucure, dar și să îi motiveze în cariera sportivă. Jurnalul de carte aduce astăzi în atenția dumneavoastră romanul Moș Goriot, scris de prozatorul francez Honor de Balzac. Moș Goriot face parte din Comedia Umană, ciclul în a cărui componență intră 95 de lucrări terminate, nuvele, romane și eseuri, precum și 48 de lucrări neterminate. Cartea cu care faceți astăzi cunoștință transformă dragostea părintească excesivă într-o tragedie și analizează în profunzime două obsesii epuizante, dragostea și banii. Doamnelor și domnilor, vorbim astăzi la Jurnal de Carte despre Moș Goriot, roman al prozatorului francez Honoré de Balzac, unul dintre cele mai bune romane ale autorului. Această carte transformă dragostea părintească excesivă într-o tragedie la fel de devastatoare ca Regele Lear și analizează în profunzime două obsesii epuizante, dragostea și banii. Francezul Honoré de Balzac este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, al romanului psihologic și al romanului fantastic. Datorită complexității operei sale, Balzac a fost greu de încadrat, atât de critica literară din acea perioadă, cât și de cea de astăzi, ca aparținând unei categorii deja existente aparte. În cultura română, Balzac a avut doi admiratori de valoare. George Călinescu, cel care milita pentru balzacianism în articolele sale teoretice și chiar a exemplificat tehnica acestuia în romanul Enigma Otiliei, și apoi Mircea Eliade, care în tinerețe și-a dorit să scrie o monografie consacrată operei lui Balzac. De fapt, Moș Goriot face parte din Comedia Umană, ciclu în a cărui componență intră 95 de lucrări terminate, nuvele, romane și eseuri, și 48 de lucrări neterminate. Ideea continuității dintr-o lucrare în alta s-a născut în 1830, odată cu publicarea a două volume intitulate Scene din viața privată, în care Balzac a adunat toate nuvelele scrise până atunci. Romanul de față reprezintă cheia de boltă a întregului ciclu, întrucât Balzac introduce aici procedeul personajelor reparaissant, al căror destin este urmărit de-a lungul mai multor romane. Acțiunea se desfășoară în pensiunea doamnei Vauquet, unde întâlnim oameni provenind din diferite medii sociale, studenți, negustori, ocnași, femei din burghezia scăpătată și așa mai departe. Când Goriot a sosit la pensiunea doamnei Vauquet, bogăția sa a provocat invidie, speculații și un oarecare respect. La 1819, momentul în care începe povestea, bătrânul trăiește în condiții mizerabile, iar singurii săi vizitatori sunt două doamne fermecătoare, prea frumoase ca să fie și bune, care vin rar și ferindu-se de ochii lumii. Sunt fiicele sale, pretinde Goriot, iar singurul locatar dispus să-i dea crezare este Rastignac, un tânăr student, sărac, dar ambițios, a cărui țintă de viață este strălucitoarea societate din Faubourgul Saint-Germain. Așadar, la pensiunea Vauquet, Eugène de Rastignac, un tânăr ambițios provenit dintr-o familie de aristocrați sărăciți, face cunoștință cu Moș Goriot,
Moș Gorio s-a lipsit de toată averea strânsă de-a lungul vieții pentru a-și face fericite fetele. Pe Anastasie de Reston, căsătorită cu un aristocrat, și pe Delphine de Nucingen, căsătorită cu un bancher. Pe acestea însă, niciun sentiment nu le leagă de tatăl lor, considerat o persoană mult prea modestă pentru înalta societate din care ele ajunseseră să facă parte. Pentru cele două fiice, Gorio rămâne pur și simplu o sursă permanentă de bani. Cele două fiice ingrate își vor lăsa tatăl să moară, vegheat doar de Rastignac, fără să îl viziteze nici măcar atunci când acesta se află pe patul morții. Chiar și pe ultimul drum spre cimitir, Moș Gorio îl va avea alături doar pe Rastignac. Înainte de a muri, Moș Gorio ajunge la trista concluzie că adevăratele sentimente, sincere și profunde, nu pot exista decât la oamenii săraci, lipsiți de orice fel de avere. Putem spune că Père Goriot, acest Crist al paternității, trăiește drama iubirii paterne. El și-a concentrat întreaga viață afectivă în jurul unui singur sentiment, obsedant, și anume iubirea paternă. Paralel cu destinul lui Moș Goriot, descoperim, desigur, și evoluția tânărului provincial Eugène de Rastignac. Rastignac dorește să reușească în viață, la început prin muncă cinstită, dar cu timpul, sub influența lui Vautrin, un personaj cinic și misterios, el ajunge la concluzia că pentru a-și atinge scopurile trebuie să facă uz de orice mijloace. Educația pe care Vautrin o dă, o insuflă lui Rastignac, presupune o adaptare perfectă la situația existentă, la principiile moralei burgheze. În final, Vautrin este arestat ca ocnaș evadat, iar Rastignac, pătruns în înalta în societate prin intermediul Delfinei de Nucingen, al cărei amant devenise, lansează Parisului sfidarea. Și acum, între noi doi. Sigur, există și un film inspirat de acest roman, o producție franțuzească din 2004 numită Le Père Goriot, cu Charles Aznavour în rol principal. O ecranizare destul de fidelă, un film consistent și destul de apreciat, mai ales de francezi. Vă invit să citiți. Este cu siguranță o activitate plăcută. Suntem lideri în topul audienței internauților interesați de știrile din zona Reghin. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost interviul realizat cu tânăra moldoveancă Ana Maria Molnar, care după ce a fost angajată ca inginer proiectant la fabrica de încălțăminte din Reghin, s-a stabilit în orașul nostru pe care l-a descoperit fermecător. Pe locul 2 s-a situat materialul despre cum se circulă corect în zona centrală a municipiului, iar pe 3 s-a aflat știrea despre hotărârile care au fost adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local de joi 26 februarie. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit interviul cu inginerul Ana Maria Molnar. Reportajul despre cum se circulă corect în centrul municipiului a fost pe locul 2, iar pe 3 în topul audienței s-a aflat știrea despre ședința extraordinară a Consiliului Local de joi 26 februarie. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV. Nu ratați emisiunile de Reghin TV. Sâmbătă 28 februarie de la ora 19 puteți revedea ședința extraordinară a Consiliului Local Reghin din data de 26 februarie. De la ora 21 vă invităm să urmăriți concertul de muzică folk susținut de Daniel Iancu și Angela Maria Șiu. Duminică 1 martie de la ora 19 vă invităm să urmăriți spectacolul folclor poetic care a avut loc la Casa de Cultură George Enescu. De la ora 21 începe Reghin Exclusiv. Invitații ediției sunt Gina Gorea, asistent vânzări online la o fabrică de mobilier din Reghin, inginerul proiectant Ana Maria Molnar și fostul arbitru internațional UEFA Ioan Tărcan. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Urmează în câteva momente retrospectiva jurnalului economic, jurnalul de astăzi și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Loropar Fooders, ofertă de sezon. Pui de o zi, pui rasă mixtă, pui cuțe, tineret înlocuire, pui de curcă de la vârsta de o zi și precrescuți 400-500 grame.
cea mai bună ofertă calitate-preț. O gamă largă de furaje pentru toate categoriile de păsări, producție proprie și externă. Comenzi Angro între orele 8-18 la telefon 0728-178-033 sau 0742-890-077. Informații la magazinul Loropar Fooders, din Reghin, strada Ieruțeni, numărul 31. Cea frumoasă, scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Mi-ai vizitat? Ai comandat? Pavio te-a premiat. No, ți-a auzit? Și mi-o luat de la noi de 2000 de lei, o să câștigi o grămadă de premii, să trage la sorți. No, nu mai zăbori. Detalii magazinului nostru de prezentare din Reghin. Pavio, Reghin, strada Iernuței, numărul 138. Ferestre mândre din Ardeal, mă, de la Pavio. No, haideți repede! Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, van, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ieruțeni, numărul 124. Telefon 0746-108-567 sau 0265-512-649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. De 5 ani, 1 metru și 10 centimetri, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
v-am regăsit! Mai puțin de o treime dintre cei care obțin prima decasare în programul Rabla o și folosesc pentru a cumpăra o mașină nouă, iar spre mașinile mai puțin poluante se îndreaptă mai degrabă cetățenii decât instituțiile și companiile. Asta potrivit datelor transmise Mediafax de Administrația Fondului pentru Mediu. Anul trecut, prin program au fost casate 20.394 de mașini vechi și au fost decontate tot atâtea tichete pentru achiziția de mașini noi de către persoanele fizice și juridice. Două treimi dintre cei care au achiziționat autovehicule noi prin programul Rabla pentru persoane fizice au fost cetățeni care au preluat prima decasare de la cei care au avut o mașină mai veche de 8 ani pe care au predat-o pentru casare, dar nu au avut posibilitatea să-și cumpere o mașină nouă. Pe lângă prima decasare au fost acordate și ecobonusuri de 500 de lei pentru achiziționarea unor autoturisme noi cât mai nepoluante. Anul trecut au fost solicitate și obținute 1607 ecobonusuri, dintre care 1531 de persoane fizice și 76 de către persoane juridice. Valoarea producției agricole în România a totalizat anul trecut 15,48 de miliarde de euro, reprezentând 3,95% din valoarea producției totale din Uniunea Europeană, adică 392,3 miliarde de euro. Asta potrivit datelor Eurostat. Franța, a cărei producție agricolă este evaluată la 18% din totalul la nivelul Uniunii Europene, se situează pe primul loc, urmată de Germania. Producția vegetală a contribuit anul trecut cu 52% la valoarea producției agricole din Uniune, în timp ce produsele provenind de la animale au acoperit 43% din total. Serviciile din domeniul agricol și activitățile anexe au avut o contribuție de 5%. În România, 73% din valoarea totală a producției agricole a fost generată de producția vegetală, dintre care culturile de cereale au reprezentat 25%, iar culturile de legume, fructe și plante horticole 29%. De altfel, România se situează pe primul loc în Uniune după contribuția culturilor de câmp la totalul producției agricole, urmată de Grecia. Creșterea animalelor a contribuit cu 26% la valoarea producției agricole din România, în timp ce serviciile și activitățile anexe cu 1%. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim și mâine. La revedere! V-am regăsit la Jurnalul Economic. Inspectorii ITM Mureș, din cadrul Compartimentului de Control Securitate și Sănătate în Muncă, au efectuat 57 de controle, în condițiile în care un procent de 20% din timpul disponibil au efectuat cercetări de evenimente înregistrate în timpul muncii și soldate cu decesul victimei sau invaliditate confirmată. Potrivit ITM Mureș, au fost sancționați 30 de angajatori, constatându-se 34 de neconformități în domeniul sănătății și securității în muncă. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, după cum urmează: 32 de avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. Domeniile de activitate ale angajatorilor care au fost sancționați cu amendă sunt lucrări de construcție, servicii de salubritate. Totodată au fost avizate 11 dosare de cercetare a evenimentului depuse de către angajatori. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul trecut, rentierii trebuie să se prezinte la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în perioada 1 martie-31 august, în zilele lucrătoare, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea acestui carnet, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar. Trebuie să prezinte o serie de acte. În cazul decesului
cazul rentierului, renta datorată acestuia pentru 2014 poate fi încasată de moștenitorii săi doar până la data de 31 august 2015. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim și mâine. La revedere! V-am regăsit la Jurnalul Economic. Inspectorii ITM Mureș, din cadrul compartimentului de control securitate și sănătate în muncă, au efectuat 57 de controle, în condițiile în care un procent de 20% din timpul disponibil au efectuat cercetări de evenimente înregistrate în timpul muncii și soldate cu decesul victimei sau invaliditate confirmată. Potrivit ITM Mureș, au fost sancționați 30 de angajatori, constatându-se 34 de neconformități în domeniul sănătății și securității în muncă. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, după cum urmează: 32 de avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. Domeniile de activitate ale angajatorilor care au fost sancționați cu amendă sunt lucrări de construcție, servicii de salubritate. Totodată au fost avizate 11 dosare de cercetare a evenimentului depuse de către angajatori. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul trecut, rentierii trebuie să se prezinte la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în perioada 1 martie-31 august, în zilele lucrătoare, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea acestui carnet, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar. Trebuie să prezinte o serie de acte. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru 2014 poate fi încasată de moștenitorii săi doar până la data de 31 august 2015. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim și mâine. La revedere! V-am regăsit. România continuă să aibă al doilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Bulgaria, deși a înregistrat cea mai mare creștere din Uniune, de 95% în ultimii 7 ani, arată datele publicate joi de Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Comparația realizată ia în calcul nivelul salariului minim lunar de la 1 ianuarie 2008 și pe cel de la 1 ianuarie 2015. Exprimat în moneda locală, România a consemnat cel mai mare avans procentual al salariului minim, de la 500 de lei la 975 de lei. România este urmată de Bulgaria, cu o urcare de 64%, și Slovacia, dar și Letonia. Calculat în euro, salariul minim pe economie din România a urcat cu 57% din 2008 până în prezent, de la 139 de euro la 218 euro, marcând a treia creștere procentuală din Uniunea Europeană. Acest clasament este condus de Bulgaria, al cărei salariu minim lunar a avansat până la 184 de euro în intervalul analizat.
Tinerii din România pot primi până la 50.000 de euro nerambursabili. Una dintre măsurile de succes pentru finanțarea satului românesc până în 2013 a fost măsura 112, instalarea tinerilor fermieri. Prin intermediul acestei măsuri au primit finanțare nerambursabilă aproximativ 10.000 de tineri din mediul rural și este așteptat ca numărul acestora să fie chiar mai mare începând cu 2015, având în vedere că prima maximă de instalare va crește de la 40.000 de euro la 50.000 de euro. Această măsură va fi accesată pe baza unui plan de afaceri întocmit de către tânărul fermier ce solicită prima de instalare în funcție de mărimea suprafeței deținute sau de numărul de animale aflată în gospodăria sa. Acesta se va încadra pentru un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 15.000 de euro și 50.000 de euro. Ca și până în prezent, prima de instalare va fi achitată către tânărul fermier în două tranșe, prima fiind de 80% din sumă imediat după semnarea contractului de finanțare. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere! Bine v-am regăsit! Berbec, de la cei dragi și de la cei care se asociază cu aceștia, vei primi cele mai bune sfaturi sau rugăminți. Ține cont de recomandările celor care te iubesc. Taur. Poți primi idei de mare profunzime de la cei din familie cu condiția să-i consulți și să-i și asculți. Acțiunile individuale au șanse mai mici de reușită. Gemeni, este important să accepți invitațiile de astăzi, mai ales cele care nu fac parte din program sau vin pe căi cu care nu ești obișnuit. Prietenii se cunosc după cât de sinceri sunt cu tine. Rac, simți nevoia să exprimi tot ce te frământă, mai ales că ești preocupat de binele întregii echipe. Odată ce vei începe să vorbești, va interveni și o selecție. Leu, o zi care aduce inspirație, dar nu pentru problemele personale, ci pentru ceilalți, dar același lucru e valabil pentru cei din jur, așa că va trebui să ceri ajutorul lor dacă te simți depășit de situație. Fecioară, o zi foarte interesantă în care vei putea verifica sinceritatea celor cu care ești asociat în chestiuni complicate, poate chiar încărcate de riscuri. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Restaurantul Transilvania, aflat pe strada Vânătorilor, având o capacitate de 220 de locuri, organizează nunți, botezuri, conferințe, petreceri private, atât pentru adulți cât și pentru copii. De asemenea, prin compartimentul de catering, vă oferă zilnic masa de prânz la biroul dumneavoastră, domiciliu sau la punctul de lucru și vă stă la dispoziție cu organizări de evenimente, atât în oraș cât și în împrejurimile regiunului. Mese festive, botezuri, agape. La Mitică. Masa ca la mama acasă. Florăria Flamingo, din nou pentru tine. Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Florăria Flamingo este soluția ideală. Florăria Flamingo, acum încă o nouă locație. Pandurilor numărul 11, cartier Libertății, bloc 2 parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu. Florăria Flamingo, adevărații maestri ai bunului gust. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi.
toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Este simplu să judeci după aparențe. Este și mai simplu să condamni. Să fii exploatată sexual nu este o alegere, nu este o plăcere. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu, nu te lăsa păcălită. De ce a sunat? Târziu și jumătate. Hai! Băi, ce-ai? Ați terminat? Nu. Am pus un sandwich. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine de seara când vin, vă aduc ceva bun. Servicișor! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Continuăm previziunile astrale pentru duminică, balanță. Întregul context vorbește despre generozitate, dar și de nevoia de a selecta ceea ce dai mai departe, mai ales dacă e vorba despre stări sufletești negative. Scorpion, atât timp cât ești ferm pe poziție, știi ce vrei și cum să obții acele lucruri, nu te vor influența prea mult oscilațiile celor cu care ești obligat să colaborezi. Săgetător. Ai nevoie de o privire de la o oarecare distanță ca să poți vedea cum vor evolua anumite situații, mai ales cele care nu sunt pe plac de mai mult timp. Capricorn. Ai șansa de a descoperi că anumite persoane apropiate sunt în continuare de partea ta, deși nu declară mare lucru când sunt întrebate. Este un motiv de bucurie. Vărsător. Întreaga zi este excelentă pentru a discuta cu partenerii asociații cu maximă sinceritate despre probleme delicate pe care toți le considerați greu de rezolvat. Pești. Este o zi frumoasă cu momente în care vei descoperi sau redescoperi valoarea unor persoane cu care ai dorit să construiești ceva important și tu dai valoarea acestor proiecte comune. Acestea au fost previziunile astrale pentru duminică. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! V-am regăsit. Duminică cerul va fi în mare parte a zilei senin. Termometrele vor indica valoarea de 10 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 12 grade. Pentru Ludu și Iernu sunt prognozate 12 grade Celsius. 11 grade vor fi în Sighișoara, 9 în Sovata,
10 în Batoș, iar în Stâncen vor fi 7 grade. Și în afara județului nostru, soarele își va face prezența pe cer. Pentru Brașov sunt prognozate 8 grade. 10 vor fi în Bistrița, 11 în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 9 grade Celsius. În Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 12 grade. În București, cerul va fi parțial acoperit, temperatura maximă fiind de 13 grade. Pentru duminică noaptea vom avea parte de un cer ușor noros. În Reghin, termometrele ne vor indica valoarea de 2 grade, iar în Târgu Mureș 3. Luni, cerul va fi în mare parte a zilei acoperit. Mercurul în termometre va ajunge în Reghin până la valoarea de 9 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 10. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Mera Auto Service, de 14 ani pe Piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Auto Service, seriozitate și calitate. Noi, pentru tine, restaurant Daria Reghin vă așteaptă într-un cadru complet renovat și modernizat. Capacitate 250 locuri. Ambianță ideală pentru mese festive, nunți, botezuri. Promoție mirii anului 2015 beneficiază de o reducere de 30% și decorul sălii inclus. Meniul zilei la alegere. Parcare monitorizată. Restaurant Daria. Ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Informații la telefon 0740 847 648.